Bună ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Un tânăr din Moldova a fost ucis în Italia într-o încăierare cu niște bărbați din România. Procurorul general refuză să vină în Parlament ca să vorbească despre cutul miliardului. Eduard Harungen l-a informat pe Adrian Cantu printr-o scrisoare. Biserica aflată în construcție pe teritoriul unei grădinițe din capitală va fi demolată, a anunțat primarul interimar. O petrecere a burlacilor s-a încheiat tragic pentru un moldovean și câțiva români în Italia. Tinerii au fost înjunghiați de niște indivizi deranjați de gălăgie. Băiatul din Republica Moldova, în vârstă de 21 de ani, a murit. Făptașii au fugit de la fața locului și sunt căutați de poliție. Incidentul șocant s-a petrecut în provincia Treviso, în noaptea de sâmbătă spre duminică. 15 tineri, români și moldoveni, au organizat o petrecere a burlacilor pentru un prieten pe nume Giovanni. Cheful însă i-ar fi deranjat pe niște vecini, trei bărbați români care locuiesc în zonă. Așa că, la un moment dat, petrecerea a degenerat într-o încăierare în plină stradă. Miu filiu Fredo Istimani si doveva spuzare. E quindi hanno deciso di fare la festa di o celebrato insieme con i ragazzi. E poi io non so niente perché noi abitiamo qui vicino e siamo stati chiamati di urgenza perché Giovanni era coltellato e hanno altri due ragazzi. Cei trei români ar fi atacat petrecăreții cu cuțitele, scrie presa din Italia. Un tânăr din Republica Moldova a fost ucis, iar alți 7 oameni, printre care 2 moldoveni, au fost răniți. În total, 3 persoane au ajuns în stare gravă la spital. 2 sunt în prognosi riservată, unul de cuali în sală operatoria adesso. Moldoveanul ucis avea 21 de ani. Era student, lucra în același timp și practica atletismul din anul 2015, scriu publicațiile italiene. Poliția încearcă să găsească făptașii care au fugit. Consulatul nostru de la Padova a acordat asistență rudelor decedatului, informează serviciul de presă al Ministerului de Externe de la noi. Construcția bisericii de pe teritoriul grădiniței numărul 150 din capitală va fi oprită, iar ceea ce s-a ridicat până acum va fi demolat. Decizia a fost anunțată astăzi de primarul interimar. A fost semnată dispoziția de sistare a lucrărilor cu demolare la grădinița 150. Dispoziția este semnată. Domnul pretor Balaurov trebuie să iasă de azi în teritoriu, să aducă la cunoștință și să reia mai departe lucrurile care trebuie să le facă. Biserica din curtea grădiniței a ajuns în atenția autorităților după ce mai mulți părinți au postat imagini pe rețelele de socializare cu slujbele care se oficiau acolo. Deși oamenii spun că nu și-au dat acordul pentru construcția lăcașului, directoarea instituției afirmă că decizia a fost luată în comun. Circulația pe strada București, permisă de astăzi în două sensuri, a devenit un nonsens. Autoritățile au anunțat că se poate demers și pe banda opusă, dar au uitat să scoată indicatoarele care spun stop. Din radio am auzit, dar văd că seamnă ședincă. Am auzit că e deschis Bucureștiul de azi, la 1 octombrie, e deschis pe strada București contrasens. Semnul văd și cam nu prindez o amendă. De frica amenzilor, unii au făcut cale întoarsă. Cum explică autoritățile această confuzie, aflați la știri. Un șofer de tir din Republica Moldova a fost înjunghiat mortal într-o parcare din Belgia. Tânărul de 31 de ani, pomenit în mijlocul unei altercații, ar fi fost ucis de un român din Suceava. Soția victimei aduna acum bani pentru repatrierea corpului neînsuflețit. Era sâmbătă seara în jurul orei 22 când medicii străini au constatat decesul moldoveanului în vârstă de 31 de ani. El ar fi fost înjunghiat într-o parcare din Belgia. Soția acestuia ne-a povestit că a fost anunțată de prietenii bărbatului despre cele întâmplate. Au fost intercate între mai multe persoane. Nu, el a fost cel mai vinovat de acolo, dar nu cunosc cauza concretă. Cunosc doar că persoana ce s-a întors și anume în prânzul, a nimerit cu cuțitul, s-a înjunghiat asupra inimii. Bărbatul originar din Călăraș lucra șofer de tir în Europa de câțiva ani. Din ce a reușit să afle de la prieten, cel care l-a înjunghiat pe soțul ei ar fi un român de 50 de ani din Suceava. Victima a lăsat în urmă 2 copii mici. Au rămas 2 copii pe drum, fără suport, fără susținere. Veronica Gavrilița adună acum bani ca să-și repatrieze soțul. Datele contului le găsiți pe site-ul protv.md. Am luat legătura cu Ministerul Afacerilor Externe pentru a obține informații oficiale, însă nu am primit deocamdată un răspuns.
Procurorul general refuză să fie audiat în Parlament în dosarul furtului miliardului, potrivit serviciului de presă al procuraturii. Eduard Harunje l-a informat despre asta pe președintele Parlamentului printr-o scrisoare în care a spus că prezentarea detaliilor în acest caz contravine principiilor juridice. Scrisoarea a fost înregistrată și urmează să fie examinată de Biroul Permanent al Legislativului. Săptămâna trecută, socialiștii au cerut ca guvernatorul BNM, șeful CNA și procurorul general să prezinte în legislativ date despre recuperarea miliardului dispărut din sistemul bancar și să ofere deputaților acces la raportul Crol 2. Bilanțul cutremurului urmat de un tsunami în Indonezia crește dramatic. Sunt aproape 850 de morți. Supraviețuitorii se confruntă acum cu alte probleme. Nu au apă și hrană, iar mulți dintre ei nu mai știu nimic despre rude și prieteni. Profitând de haosul creat după seism, 1200 de deținuți au evadat dintre închisori. Mai multe localități afectate de cutremuri sunt încă izolate, fără apă potabilă sau energie electrică. Echipele de intervenție încearcă să ajungă în aceste regiuni pentru a ajuta sinistrații. Unul dintre cele mai afectate orașe este Palu. Acolo, voluntari au săpat o groapă pentru a înmormânta persoanele decedate. Între timp, autoritățile se confruntă cu o altă problemă. Profitând de haosul creat după seism, 1200 de deținuți au evadat din 3 închisori. Vine la tsunami! Vine la tsunami! Potrivit ultimului bilanț, 844 de oameni au murit, iar câteva sute au fost răniți. Zeci de persoane sunt prinse sub dărâmături și așteaptă să fie salvate. Autoritățile nu știu încă amploarea pagubelor, însă susțin că circa 17.000 de locuințe au fost distruse sau avariate. Cutremurul de pământ cu magnitudinea de 7,5 pe scara Richter a lovit vineri centrul Indoneziei și s-a produs la adâncimea de 10 km, la doar câteva ore după un prim seism mai redus ca intensitate. Cutremurul a fost urmat de numeroase replici seismice, declanșând și un tsunami cu valuri de până la 2 metri care au distrus totul în calea lor. O angajată a postului vamal de la aeroportul Chișinău a fost reținută în flagranta seară de ofițerii CNA în timp ce primea mită. Aceasta ar fi luat 200 de lire sterline de la un cetățean străin ca să-i dea voie să intre în țară cu o sumă mare de bani fără să o declare. Femeia a fost plasată în izolatorul CNA pentru 72 de ore. Oamenii legii au inițiat o cauză penală pentru corupere pasivă, iar dacă va fi găsită vinovată, funcționarea riscă până la 10 ani de închisoare. A fost o mare confuzie astăzi pe strada București. Circulația permisă pe ambele sensuri s-a transformat într-un nonsens. Autoritățile au anunțat că mașinile pot merge în ambele direcții, dar culmea a uitat să scoată indicatoarele care interzic accesul pe o bandă. Așa că șoferii nu mai știau pe unde să o ia. Pe radio m-au auzit, dar văd că semnă ședincă. M-au auzit că e deschis București de azi la 1 octombrie, e deschis pe strada București contrasens. Semnul văd și cam nu prindez o amendă. A, foarte bună idee. Păi n-ați să fie îmbutuiaș. Ne conformăm indicatoarele. Așa că de dimineață șoferii s-au pomenit într-o situație neclară. Știu că de azi merge în două direcții, dar parcă mă simt vinovat, știi? Nu mă simt normal. Și șoferii contrasens, uite așa, cam nu toți au auzit că de azi poate, asta e. Responsabilii de la primărie susțin că încă nu au reușit să scoată indicatoarele, dar afirmă că circulația în ambele sensuri este permisă și că niciun șofer nu se va alege cu amendă. În cazul în când suspendăm pe o perioadă mai scurtă de timp, de obicei sunt astupate de către colegii de la ex-grupuri, deci urmează în zilele astea, decizia s-a luat vineri, sau vor fi demontate acele care au semnul de interzicere. Astăzi. Decizia de a permite circulația automobilelor pe strada București pe ambele sensuri a fost luată pentru a fluidiza traficul în timpul desfășurării lucrărilor de reparație de pe strada 31 august, care ar urma să dureze un an. Autoritățile anunță că acolo a fost reluată circulația transportului în perimetrul străzilor Bulgară și Ciuflea. Lucrări de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare vor fi efectuate în curând și pe străzile Tighina și Alexandru cel Bun. O metodă neobișnuită de a face artă la Facultatea de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Capitală. Studenții au umplut podurile cu pachetele de ceai folosite. Poftim! Voilà! Sunt experiență! Așa e? Ani de zile! Antrenament! Și așa e la stăie chiar și un an și doi și trei, adică dacă n-al scoate nimeni, șade aici pe mare.
Tinerii care aruncă pachetelele în tavan spun că rezultatul e artă adevărată. Aflați la știri ce cred profesorii despre asta. Ședință încinsă la primăria capitalei, primarul de la Băcioi a făcut gălăgie, spunând că problemele suburbiei sunt ignorate. Drumul de acces în localitate este într-o stare jalnică și ori de câte ori a cerut finanțare, nu a primit-o. Vitalie Șalar, care este membru al Partidului Mișcarea Populară, condus de Traian Băsescu, crede că motivul este apartenența sa politică. Este implicat politicul și dacă primarul de Băcioi, Vitalie Șalare, are o altă viziune decât partidul de guvernare, atunci la Băcioi nu trebuie să facă nimic. Eu cunosc multe lucruri astea, dar nu vreau să dezvolt. Două săptămâni în urmă, după ce ați fost la mine în birou, i-am spus domnului Butucel să includă în planul de lucru AX Drupo accesul în Băcioi. Domn primar, eu am să vă rog data viitoare când eu convoc primarii din suburbii, când convoc primarii din suburbii să veniți la ședința cu primarii. N-ați fost la ședința cu primarii din suburb. Păi să veniți la ședință. Noi nu vrem să fim parte la jocurile și competițiile astea între diferite fracțiuni și partide. Noi nu vrem să fim parte. Șeful Direcției Transport și Căi de Comunicație, Vitalie Butucel, spune că drumul va fi reparat în această toamnă pentru că până acum nu s-a reușit. Trei persoane sunt date dispărute în Grecia în urma furtunii formate în Marea Mediterană. Numeroase zone turistice au fost afectate de ploile torențiale și de vânturi care a suflat cu putere. Ciclonul se îndreaptă acum spre Turcia, iar meteorologii au lansat avertismente de inundații și alunecări de teren. Una din regiunile cel mai grav afectate de ciclon este insula Evia, situată în estul țării, unde un tânăr și doi bătrâni au fost dați dispăruți. Furtuna a format valuri de 8 metri înălțime care au scufundat embarcațiuni și au inundat terase și faleze. Vântul a suflat cu viteza de până la 100 de km pe oră, a smuls copaci din rădăcini și a lăsat case fără acoperișuri, iar ploile torențiale au umflat râurile care s-au revărsat pe șosele și au luat pe sus autoturisme. Pompierii au primit peste 1300 de apeluri de la oameni care au rămas blocați cu mașinile pe șoselele transformate în râuri sau în locuințele inundate. Furtuna a afectat și insula Lesbos, unde se află o uriașă tabără de migranți. Soldații au primit ordin să fie pregătiți să intervină pentru evacuarea a 4500 de oameni care locuiesc în corturi. După ce a lovit cu furie insulele și a trecut peste partea continentală de sud a Greciei, ciclonul Zorba se îndreaptă spre Turcia. Un șofer și-a abandonat mașina pe trotuar după ce a intrat cu ea într-un gard. Accidentul s-a produs azi dimineață pe strada Calea Basarabiei din capitală, iar poliția spune că nimeni nu a avut de suferit. Oamenii legii susțin că nu mai era nimeni în mașină când au ajuns la fața locului. În scurt timp, ei l-au identificat pe proprietarul autoturismului și urmează să stabilească dacă el era la volan. Locuitorii de la primul etaj al unui bloc din sectorul Ciocana, dat recent în exploatare, s-au trezit cu acoperișul unei anexe chiar sub fereastra apartamentelor. Dacă inițial au fost anunțați că acolo se va construi o parcare, pe teren a fost înălțată o școală privată de sport. Proprietarii spun că au toate actele în regulă, pe când arhitectul capitalei susține că respectiva construcție este ilegală. Lucia Florea s-a mutat în complexul de pe strada Giunta Latine 12 din sectorul Ciocan în luna ianuarie acestui an. A scos din buzunar 35.000 de euro pentru apartament, iar încă 8.000 de euro i-a investit în reparație. Pe geamul de la bucătărie și cel din dormitor avea deschidere către parc și biserică. După câteva săptămâni însă a început construcția unei anexe pe terenul care inițial li s-a spus că va fi o parcare. Clădirea în care se desfășoară activități sportive pentru copii are acoperișul chiar sub fereastra femeii. Când erau ploile, apa se ridica sus, trebuia să iasă în ploaie și strângă apa. Puteți să vă închipuiți acum cine așteaptă pe noi iarnă. Eu am rugat administrația. Haideți să punem un acoperiș deasupra. Acum geamurile dau spre acoperișul tixit cu condiționere zgomotoase și guri de aerisire. Ei au scos ventilarea de la mâncare. Tot anul și vară și iarnă trebuie să stăm cu geamul închis ca să le miros ce mâncare fac ei. În luna august, când erau cele mai mari călduri, se vopsea copiii mici, cam copii de jumătate de an, trebuia să plec de acasă. Pentru că intoxicăm. Aceasta susține că în urma lucrărilor podeaua s-a umflat, iar din cauza bazinelor de la subsol mucegăiesc pereții. Peste un an trebuie să schimbăm deja tapeta. Iarna aici va fi umezală și să-mi pornească umiditate. De la bazinele e foarte cald, iarna au fost condensație. Locatarii susțin că se trezesc, dar și culcă cu zgomotul de la bormașina. Începeau să lucrez și la orele 7 cu bormașina, s-auzeau zgomot chiar și la etajul 9. Eu m-am dus în discutație că el niciun an nu are, lasă să stai întâi blocul, să așeze bine pe pământ.
Pe urmă o să începeți construcția. Pereții se vibrează și la noi deja fac crăpături. Pe noi asta nu ne interesează. Foarte mare gălăgie. Și n-au ori, e noaptea când fac lucrări. Oamenii se plâng că de câteva ori pe săptămână rămân fără lumină și cred că tot construcția ar fi de vină. Acestora le este teamă că în caz de incendiu, pompierii nu vor putea interveni. E foarte periculos. Din cauza anexei ăștia foarte mari, nu știu cât e de, cum e posibil ca pompierii să urce, Doamne ferește, în caz de incendiu. Tehnicianul mi-a spus că asta din cauza că stânge brusc lumina. Să trebuia să schimbăm frigiderul. Oamenii s-au plâns în nenumărate rânduri la președintele Asociației Locatarilor, acesta însă nu a luat nicio măsură. El îmi spune în glumă, să vedeți cât de grabă în luna august ies, lucrez 24 din 24, că ei nu reușesc cu deschiderea. Din cauza gălăgiei pe timpul nopții a fost chemată și poliția, care spune că le aplică amenzi. Sergiu Borozan, arhitectul șef al municipiului Chișinău, susține că în planul urbanistic din 2012 construcția unei anexe nu este prevăzută. În ultimii ani n-am eliberat nicio autorizație și niciun certificat în adresa respectivă. Înseamnă că construcția se efectuează ilegală. Reprezentanții școlii sportive ne-au spus că ar avea toate actele în regulă și au solicitat ca materialul să nu fie difuzat la știri. Ca Cotera Kids, ia în locațiune acest spațiu de la o companie. Eu acum pot să vă prezint dumneavoastră certificatul de activitate care este luat de la Camera de Comerț. Locatarii spun că vor semna o plângere pe care o vor duce la primărie. Un bărbat de 31 de ani din orașul rus Volgograd a fost împușcat mortal dintr-un motiv halucinant. Ieri dimineața acesta asculta muzică la maxim când un individ s-a apropiat de el și a tras. Я ничего не делал. Imaginile au fost surprinse de un martor cu telefonul mobil. În ele se vede cum vecinul său, care părea a fi în stare de ebrietate, ascultă muzică. De el se apropie un bărbat și trage două focuri dintr-o armă pneumatică. Agresorul a fost reținut de polițiști și și-a recunoscut deja vina. Patru case din Chișcăreni, care erau cât pe ce să se prăbușească de vechi ce erau, au devenit o atracție pentru turiști. Acestea au fost reconstruite și arată acum cam poveștile lui Creangă. Înconjurate de daluri frumoase și mirosind la plăcinte coapte, pensiunile așa așteaptă vizitatorii. Totul a fost posibil datorită unui proiect finanțat de Guvernul Elveției. Viorel și Natalia Pupă se locuiesc în orașul Bălți. Acum 13 ani și-au cumpărat o casă bătrânească în satul Chișcăreni din Sângerei, dar după o vreme aceasta era gata să se dărâme. Iată însă că cei doi soți au găsit un rost. Locuința a fost renovată, iar acum se numește Casa Rustică. Deci noi ne-am stăruit să păstrăm acel farmic al amenajării acestei căsuțe conform tradițiilor autohtone din Strămoși. Deci cum se observă, practic totul este la nivel rustic. Iar Iulie Turtureanu este proprietarul pensiunii Albinuța. Se numește așa pentru că albinele sale vor locui în aceeași încăpere cu turiștii, doar că vor fi izolate. Stând aici în căsuța asta, omul practic se află în stup, numai că nu are contact cu albinele. Asta e prima etapă la și fac albinele. A doua etapă este așa că când este în timp de vară, este culesul puternic, albinele prelucrând nectarul care îl aduc de pe deal, crescând puietul, el provoacă o energie foarte puternică. Energia aceasta se emană de la centrul familiei de albini, se emană până la 45 de grade. Cele patru pensiuni sunt amplasate în diferite colțuri ale satului. Aici, turiștii care se vor caza vor beneficia de mic dejun, prânz și cină, toate bucatele fiind tradiționale. Curțile caselor arată ca niște mici muzee în care sunt diferite obiecte tradiționale din lut sau lemn. Ceea ce vrem noi să valorificăm în cadrul serviciilor turistice este ceea ce au oamenii și pot ca să prezinte. De exemplu, masterclass-uri, am putea să facem pachete turistice, ce țin de sport, de un traseu gastronomic, cei ce țin de un traseu educațional sau un traseu istoric. Pe vârful celui mai înalt deal din localitate a fost amenajat un loc special de unde turiștii pot vedea întreg Chișcăreniul, ba chiar și satele vecine. Au fost instruiți un număr de ghizi locali care vor fi sprijinul turiștilor în călătorie prin meleagurile
Cele patru locuințe au în total 20 de locuri de cazare. Proiectul a fost inițiat de autoritățile locale, care au reușit să obțină finanțare în valoare de 25.000 de dolari de la Guvernul Elveției, prin intermediul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Și proprietarii au contribuit cu o bună parte din sumă, iar aceștia vor gestiona ulterior veniturile. Anișoara Loghin revine în câteva minute cu emisiunea O Seară Perfectă. Anișoara, bună ziua din nou! Bună ziua din nou, Tatiana! În continuare la O Seară Perfectă stăm de vorbă cu unul dintre participanții la Maratonul Internațional Chișinău. Este vorba despre travel bloggerița Diana Mocanu, cea care a alergat într-un scop nobil și care a rămas extrem de nemulțumită de criticile care au curs după acest maraton vis-a-vis de organizarea și blocarea străzilor. Diana ne va spune de ce nu ar trebui să fim atât de critici. Mai vedem astăzi și cum a fost la un concert extraordinar care a avut loc la Palatul Național, și asta pentru că acolo Orchestra Simfonică de la Odessa a cântat colonele sonore din cele mai renumite filme. Este vorba despre filmele premiate la Oscar. Așadar, vă aștept la O Seară Perfectă. Anișoara, îți mulțumesc. O obișnuință cel puțin ciudată la Academia de Arte. După ce beau ceai, studenții își aruncă pachetelele folosite în tavan. Acestea se lipesc de balcoane, iar tinerii se amuză și spun că rezultatul e artă adevărată. Unii profesori nu văd cu ochi buni această practică, spunând că studenții fac murdărie. Poftim. Voilà. Sunt experiență. Așa e. Ani de zile. Antrenament. Și așa e la stăie chiar și un an și doi și trei, adică dacă n-al scoate nimeni, și de aici până mare. Balcoanele de la Facultatea de Muzică, Teatru și Arte Plastice arată ca niște tablouri în 3D destul de dezgustătoare. Pachete de ceai folosite de toate culorile și mărimile atârnă de sus. E o artă pe care nu toți o înțeleg, spun studenții de la arte. Când am prima oară aici am când am postupit la conservatoriu, pentru mine a fost un pic șocam când am văzut tot ce am văzut. Și mie prima oară ce a prins în голову, e câte ani a trebuit să tot ce a apărut. Nu, e interesant, nu știu, chiar ca turistic obiect, получается. Aruncatul pachetului în pod nu ți-e treabă simplă, ne spun tinerii. Pentru asta e nevoie de antrenament. Якобы учусь здесь уже третий год, но я задолго до этого ходил еще в консерваторию. И тут уже была вот это вот все то, что вы видите. Это как бы лучше, чем будет валяться где-то здесь. Și pentru că obișnuința lor e molipsitoare, cei din anul întâi își dau silința să învețe de la cei mai mari cum se face asta. Ну, это, наверное, традиция. Я здесь просто первый год, и я тоже удивился. Мне очень понравилось. Это, наверное, я буду тоже это такое делать. Și mai ciudat e că unii profesori tolerează această practică și chiar o încurajează, spunând că nu văd nimic rău în asta. Я это видела с удовольствием, иногда под Осматриваю, очень любопытно все выглядит, необычно. Ну, дети развлекаются. Мне кажется, что это веселое занятие. Alții însă sunt indignați pentru că cei care aruncă pachetele nu fac decât murdărie și nu e niciun fel de estetică a urâtului la mijloc când e atâta mizerie. Ну, вообще это некрасиво. Почему? Ну, потому что это грязь. Надо это мухи, это комары и все. Ну, это своего вида рода спорт. La sfârșitul fiecărui an de studii, angajații tehnici ai Academiei dau jos cu mătura creația studenților, dar nu fac decât să pregătească terenul pentru următoarea capodoperă, care pachet cu pachet se instalează începând cu 1 septembrie. Unul din eroii Rusiei de la campionatul mondial se retrage de la echipa națională. Portarul Igor Akinfeev a anunțat că nu va mai juca pentru selecționată. În vârstă de 32 de ani, acesta se va dedica echipei de club, CSKA Moscova. Akinfeev a jucat 111 meciuri pentru națională, iar în 33 dintre acestea nu a încasat gol. La mondialul din această vară, găzduit de Rusia, el a ajuns cu echipa până în sferturi de finală. A blocat penaltiul decisiv în meciul cu Spania din optim. În total, Akinfeev a evoluat la două campionate mondiale și două europene. FCSB își consolidează poziția de lider a ligii întâi. Roșalbaștri au învins-o aseară pe Hermannstadt cu 3-1. Tănase a reușit o dublă. Hermannstadt a dat prima lovitură a serii, Dâlbea a înscris după un corner. Mai mult de atât, același jucător a marcat apoi încă un gol, care însă a fost anulat pe motiv de offside. FCSB a egalat scorul aproape de pauză prin Florin Tănase. O centrare a lui Stan, preluarea lui Denis Mann, Tătar acolo, Tănase, gol! 1-1!
Roșalbaștrii au clarificat meciul în repriza secundă. Harlem Neuere și-a adus în avantaj echipa. Harlem Neuere are mingea pe stângul. Neuere, un dribbling. Neuere, gol! Minutul 57. Iar apoi Tănase a înscris din nou, scor final 3-1 pentru FCSB, care conduce în ligă cu 21 de puncte. Într-un alt meci, Viitorul Constanța a smuls victoria în fața grupării Astra Giurgiu, scor 1-0. Tudor Băluță a lovit decisiv în prelungiri. Așează mingea pe piciorul stâng, Ianis Hagi din prima, pe lung, se caută soluții, Băluță, gol! Viitorul! Astra are 17 puncte la activ în campionat, iar Viitorul 16. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea În seara perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.